Doar 38% dintre români își urmăresc cheltuielile și le prioritizează corect, iar 71% recunosc că au cumpărat lucruri de care nu aveau nevoie doar pentru că erau ieftine, arată un studiu privind cunoștințele financiare realizat de Banca Comercială Română împreună cu o companie numită Unlock Market Research. Consecință directă pe lângă scăderea veniturilor erodate de inflație și scumpiri în 2 ani de pandemie și 2 luni de război la granița de nord a țării este diminuarea tendinței de a economisi. O acțiune importantă pe care o poți face fără efort în sensul echilibrării pe cât posibil a situației financiare a familiei, concomitent cu economiile pentru a acoperi diverse nevoi de viitor, mai apropiat sau mai îndepărtat este diminuarea cheltuielilor utile și eliminarea celor inutile. A avut loc un studiu conform căruia foarte mulți români au cheltuieli inutile. Dumneavoastră, pe ce considerați că dau banii românii în mod inutil? Depinde acum și ce cumpără. Lucruri inutile. Dumneavoastră aveți astfel de cheltuieli inutile? Nu avem. Cum faceți în așa fel încât să nu le aveți, să nu dați banii, cum se spune, pe prostii? Păi dacă plecăm de acasă, facem o listă și luăm cele de trebuință acasă. A avut loc un studiu conform căruia foarte mulți români aruncă banii pe lucruri inutile. Ce credeți că cumpără românii să fie inutil? În primul rând la mâncare. Acolo cumpără cantități prea mari și pe urmă aruncă. Eu nu fac parte din categoria respectivă. Altceva nu. Nu știu ce ar putea să arunce. Nu știu. Așadar, dumneavoastră nu aveți astfel de cheltuieli inutile? Nu, că nu-mi permit. Cum puteți face să nu le aveți? De ce anume țineți cont? Când mă duc la magazin, totdeauna îmi iau o listă și cumpăr absolut strictul necesar, nu în plus. Și așa consider că fac cum trebuie. Profită de perioadele de reduceri, hainele sunt mult mai ieftine la final de sezon, iar magazinele de electronice și electrocasnice au tot timpul perioade în care reduc prețurile. Însă nu te lăsa îmbătat de prețurile mici, cumpără doar lucrurile de care ai nevoie. O parte importantă din bugetul unei familii se duce pe mâncare. Dacă vrei să economisești bani, stabilește din timp ce vei mânca. Dacă iei decizia prea târziu, vei ajunge să cumperi mâncare deja gătită pe care ai fi putut să o prepari mult mai ieftin acasă. Foarte mulți bani se duc și pe vicii, așa că renunță la ele dacă simți că nu îți mai ajung banii. Noi avem obiceiul românii să cumpărăm multă mâncare și să aruncăm. Tot timpul ni se pare că nu ne ajunge. Asta e prostia noastră la noi. Dumneavoastră aveți astfel de cheltuieli inutile? Așa, pe mâncarea asta, cum zisei, încolo ce cheltuieli inutile, că jumătate din pensie îl dăm pe medicamente, pe la doctori. Și mâncarea asta, că prea mult luăm. Toată e scumpă și pensii mici, salarii mici, boli multe. Dacă vrei să își gestionezi mai bine veniturile, nu uita de banii din bancă. Recomandarea clasică este să nu scoți banii de la bancomat, banii de pe card. Astfel eviți plata comisioanelor de retragere. Însă, în același timp, nu uita de banii din depozite. Încearcă să îi ții în băncile care oferă cele mai mari dobânzi.